Iată că am ajuns. Ambulanta. Ce cauți aici, Melissa? Unde ești? La spital. Așteptăm să vedem care să fie rezultatul. Parcă simt un balon spațiu. Hai, să rămână, Melissa. Din clipă în clipă trebuie să apară doctorul. Dacă mergem, ne conduce la chirurg. A început să plângă. Te doare? Da. Sper să fie bine. Bună dimineața! Melissa, mănâncă iaurt, testează, iaurturi simple, clasice. Este așa grecesc natur. Grecesc și... și 1,5% grăsime din ăsta. Ia spune, Melissa, care ți pare ție așa mai... mai ok. Delicios. El vrea să filmeze toate. Toată ziua cere telefonul ca să filmeze. Hai spune ceva. Spune salut! Poftă bună cei care stau la masă! Nu zic care iaurt mi-a părut mie mai gustos, dar mai natural mi-a părut cel care este mai ieftin. Nu din ce cauza asta. Și uitați-vă ce am eu aici. Terci, din ce mami? Este cușcuș cu lapte. Poftă bună! Ia uite, tati, Ionuț deja îți mănâncă din farfurie. Da, nu a vrut să mănânce din farfuria lui. Și mănâncă dintre a mea. Uite că am pregătit aici și nu vrea să mănânce. Vrea mai mult. Și ne-am pus să mâncăm amândoi. Hai, poftă bună! Poftă bună! Hai, Ionuț, mănâncă! Matei, este prima zi la grădiniță după ce a stat acasă. Vedem cum va fi, era foarte dornic. Mircea este la școală, Melissa stă acasă pentru că are colegi care sunt bolnavi COVID. Sperăm să se facă toți bine și să trecem cu bine peste această pandemie. Acum vreau să fac ceva origami împreună cu Matei și vom lua din această carte de arte vizuale. Aici avem peștișori, broască testoasă, diferite chestii. Dar eu voi face o broscuță săritoare. Matei, vrei să facem o broscuță? De ce culoare? Roșie? Sau verde, verde, bine. Îndoim fiecare colț și trebuie să se primească o broscuță. Matei, vrei să desenezi cu carioca? Da. Poftim carioca și spor la treabă! O, Matei, cum ai desenat-o? Arată cam caragios! Privește cum se uită la tine! Acum să încercăm dacă sare! Ii, unde a plecat? Hai încă o dată! Hop! Îți place? Acum eu zic să arătăm lui tati și lui mami ce-am făcut noi. Să pornim la drum. Despre ce discutăm aici? Despre densitate și inclusiv densitatea populației. Oh! Da. Ce ai acolo? Îmbrățare. Îmbrățare cu... culice. Cruciuliță, bravo. Ce faci la cruciuliță? Și așa cum serile în familia Melimi nu sunt niciodată liniștite, astăzi seara nu este o excepție și mergem cu Melissa la spital. Acuză dureri abdominale, presupunem, am mai avut ea odată așa perioade, să nu fie apendicita, dar ca să stăm liniștiți, să dormim noaptea fără griji, ne ducem să verificăm. Zice că o doare. Mami, apropo, a avut apendicită, doar că simptomele erau mai acute, dar noi nu vrem să așteptăm aceste simptome și mergem să verificăm. Deși 90% din simptome sunt similare apendicitei. Da, tot ce a povestit ea, cum se simte, este similar. Grețuri, nu are poftă de mâncare, durere în jurul buricului, trece în partea dreaptă și se răsfrânge chiar în picior. În picior. Și febră, nu știu, nu a avut, dar așa este mai călduță ca de obicei, Melissa, așa. Temperatura corpului este mai ridicată. Melissa nu prea a vrut să meargă, dar Melissa asta e ce mai bine. Uite, aici un zâmbet. Toți cei care ne urmăresc te susțin și hai să vedem ce e acolo. Hai, Melissa, urcă în mașină și am plecat.
Iar noi le dorim tuturor copilor din lume să fie sănătoși. Am hrănit-o pe Mihaela. Tati cu Melisa așteaptă în mașină. Așa. Și să mergem. Iată că am ajuns. Punem masca și mergem. Și tu, măscuța. Bravo. Mai ales pe perioada asta ne facem griji. Nu am vrut să venim, dar nu avem altă soluție, tati. Ce zici? Zic că am făcut alegerea corectă, pentru că dacă se depistează în stadia incipientă, din timp, atunci e recuperarea mult mai ușoară. Deci, succes! Hai să intrăm. Triajul, cred că prima facem. Deja o să știm procedura pas cu pas. Da. Și oricum sperăm să fie altceva. Imediat urmează și triajul. Melisa, pregătire! Durează mai mult decât de obicei, da, tate? Mă, triajul cu mai mult. Durere în jurul buricilor. Ai mai făcut tigâdele foarte tare, dar un pic să ridici foarte rapid. Cum a fost gâdilitul la ureche? Tati, și în nas, și în ureche. O nouă metodă, da? Tot a fost ok, temperatură nu avem. Și câte kilograme ai? 25-8, dar cu tot cu papuci. Noi nu intrăm aici, dar zice că acolo, tati, să mergem. Cum a fost aici? Upu. Cu Matei. Da, cu Matei, da, prin partea asta. Wow, ce-s de mulți! Dacă ceva, tati, așteptăm afară, mai bine. Da. În mașină sau nu știu unde. Intră mami cu Melisa, tati, tu cred că vei fi afară. Să iau și eu. Am ieșit un pic afară cu Melisa. Pentru că este foarte multă lume, chiar este încărcat acum medicina și... Așteptăm rândul. Sunt foarte mulți, foarte mulți aici la spital. Este aglomerat, rândul este mare, aștepți câte... Noi cât avem deja? Două ore de când am venit și încă nu am intrat. Dar înțelegem și pe medici? Da, da, am înțeles că e foarte greu, sunt foarte mulți copii. Așteptăm rândul, așa cum au așteptat și ceilalți dinaintea noastră și după noi. Foarte mulți medici acum sunt și ei cu COVID și care au rămas au sarcină foarte dificilă. Da, să se ocupe de toți cei mici, de al de Melisa și mai mici sunt aici. Așteptarea e cea mai grea. Dificilă, Melisa are deja și frici mai multe, s-au amplificat. Tot ne întreabă ce poate fi, care sunt consecințele dacă nu stăm și plecăm acasă. Tot așa. Iată așa cam arată aici. Toți camuflați, protecție maximă. Și noi stăm așa, cu griji. Cine sunt Mircea? Își face griji. Nu s-a te doare. Așteptăm. Ascult. Acum își vine Melisa medicul. Îți faci griji. Tot te doare acolo și mai tare. Ce? Din clipă în clipă trebuie să apară doctorul. Așteptăm. Cam așa arată boxele în care așteptăm. Așa e. Și patul nostru e aici. Este mai bine decât acolo în hol. De fapt, aceste containere sunt de la Armata Națională, Armata României. Mergem la mașină. Da, Melisa, mai așteptăm. Numai să nu ajungă nimeni aici, da? Așteptăm să vedem care să fie rezultatul. Ah, să rămână, Melisa. Vine câte un coc de cel mare. Câte o pocnitură care doare. Acum vedem Melisa. Câte rămână untru, Melisa ei s-au acutizat durerile și a început să plângă. Sper să fie bine. Targa 2. Aici e Melisa. Așteptăm. Iată, Melisa are o propunere. Ce ziceai, Melisa, din aur?
ca să nu-ți fie așa atât de frică, să nu-ți pară că e atât de grav, trebuie să facă paturi colorate, totul colorat. Iată, pereții au culoare, au desene animate. Melissa zicea că și aparatele să fie în culorile curcubeului. Ori să fie astupate. Acoperite să nu se vadă, să nu fie frică copiilor. Iată o sugestie din partea Melisei. Melisa a obosit, așteptând. Avem deja cât? 3 ore? 3 ore de când am ajuns aici. Crezi că 4? Te doare? Sau simți cum te atingi? Când mergem, ne conducem la chirurg, secția chirurgie. Sperăm să fie bine, Melisa. Succes! Acum mergem să facem ecografia. Așa ne-a recomandat medicul chirurg. Așteptăm să facem ecografia. Iată cum va fi. Melissa, nu ai mai fost pe aici, da? De când e durerea, nu s-a schimbat nimic. Așteptăm rezultatul. Cum a fost, Melissa? Dureros. Ce durerea? Sperăm să fie totul bine. Va fi totul bine. Avem rezultatele și mergem să vedem ce s-a întâmplat. Am ieșit. Ce ne-a spus doctorul? Este un debut de o enteromiroză. Acum mergem înapoi, unde am venit la secția internet, să vedem ce spune medicul pediatru. Ce ne recomandă? Cred că va trebui un tratament, Melisei. Tati, unde-i? Undeva pe acolo. Acolo e tati. Tati, noi mergem mai departe, nu este apendicele, este puțin simptomatic, are ceva la apendice, dar mai degrabă că este un debut de enteroviroză. Este ora 23, noi încă suntem la spital, a venit de la ora 19 aici și mai avem încă puțin, intrăm iarăși în spital, vedem ce ne spune medicii pediatri și acasă. Sperăm să mergem acasă. Și acum și iarăși intrăm aici și vedem. Hai, Melissa, deschide. Melissa, ești bine? Imediat ne dă tratamentul și plecăm acasă. Și gata, hai, mergem. Cum, Melissa, ești mai veselă? Da. Și mami e mai veselă. Iată, aici avem un teanc de medicamente pe care trebuie să le cumpărăm. Ca Melissa să le bea următoarele 5-10 zile, să nu evolueze boala, să fie mai grav. Iată, acesta este regimul alimentar al Melisei. Tati vine imediat și mergem acasă, Fugulița, la Mihaela, Ionuț și Matei. Hai, tati, că e ora 12 noaptea. Știu, mami. Dar, uite, tati, tu mă întrebai diagnoza. Diagnoza este gastroenterocolită acută. Și apropo, nu are voie lapte, cereale și tot așa mai departe. Varză, portocale, pere, prune. Renunțăm la toate pentru perioadă. Apăsați pe like să o susțineți pe Melissa să se facă bine și să nu boliți niciodată, să fiți toți sănătoși. Să nu mai ajungeți cum am ajuns noi. Sănătate! Și să sperăm foarte mult că nu am înhățat vreun virus. Din păcate, asta e situația de acum și de aceea trebuie să aveți grijă de voi. Acum eu mănânc mere coapte pentru că trebuie să urmez dieta. Ta-da! Te-am prins! Ce mănânci acolo? Măr copt. E delicios? Da. Și mie îmi place mărul copt. Abia aștept să mănânc și eu unul. Ți-ți plac merele coapte? Scrie în comentarii. Iar acum noi mergem la farmacie să luăm medicamente Melisei pentru gastrita și enterocolita ei și voi încurajați-o să se facă cât mai repede bine și să nu mai aibă acele dureri de burtă care erau, chiar erau insuportabile pentru ea. Și iar ție îți recomandăm să mănânci bine, la timp, corect și cu o alimentație sănătoasă. Tati, luăm mere pentru copt. Cât mai multe Melisei. Și banane. Ok.
astea are voie cât mai mult și fac bine la stomac. Și multe, multe banane. Da, banane, multe. Practic, unicile fructe permise Melisei, în varianta nefiartă, necoaptă. Și a plecat cu coșurile. Hai, du-le! Iar tu, dacă ai probleme cu stomacul, dacă ai avut probleme cu stomacul, scrie și nouă ce ai făcut, cum ai procedat ca să depășești aceste dureri de burtă și ca să tratezi în general gastrita sau enterocolita. Scrie în comentarii pentru Melisa remedii. Ce ziceți că astăzi să facem giveaway? Dar nu unul, ci două! Da, într-adevăr, Melisa, pentru că câștigătorii din cele două extrageri nu și-a recuperat premiile. De aceea vom face o nouă extragere pentru ambele cadouri. Da, din seria 2, turnul de asalt și... Laboratorul K! Laboratorul K! Iar câștigătorii îi afli pe Instagram!